Bună, ce faceți? Că vreau să vă arăt produsele favorite din ultima perioadă. N-am mai făcut un clip cu favorite de foarte, 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 foarte mult timp și cu această ocazie, pentru că n-am mai făcut un clip cu favorite de foarte mult timp, vreau să vă spun că m-am dat cu fixativ astăzi. Da, a se nota. Eu nu mă dau cu fixativ, dacă m-ați mai urmărit, probabil ați văzut că am mai tot zis că mie nu-mi place să mă dau cu fixativ, dar astăzi mi-am prins părul așa și mi-am pus cerceii ăștia și am zis să mă dau și cu fixativ ca să nu-mi stea baby hair-ul ăla ridicat așa, prin toate părțile. Bun, favorite. Am multe chestii pe care trebuie să vi le arăt, pentru că de când n-am mai filmat un clip cu favorite de foarte, foarte, foarte mult timp, doamne, că am impresia că n-am mai filmat de un an un clip cu favorite, dar da. Haideți să încep cu ce por pe buze și ce por pe buze în ultima perioadă. Acest creion de la NYX în culoare, în nuanța 38 Toulouse, este un nude mauve foarte drăguț, care îmi place foarte mult și se potrivește cu orice nuanță de ruj. Bine, eu acum îl port cu un gloss, cu acest gloss de la Catrice. Uite, așa arată el. Catrice Lip Booster Volumizing Extreme și atât. Este acest albastru care ar trebui să ofere un efect de, ar trebui să facă dinții să pară mai albi. Nu știu dacă am observat, adică n-am observat, nu pot zic că am observat chestia asta. Mi se pare că arată foarte bine cu acest creion și da, e combinația mea preferată din ultima perioadă. Trecem mai departe la un produs de păr și anume acesta de la Balea din gama Winter Protect, acest lapte protector pentru păr. Găsit acum recent, cred că luna trecută, în decembrie. Eu tot am impresia că suntem în ianuarie, l-am găsit în decembrie, l-am găsit în DM și l-am cumpărat. Ce-i drept, în momentul în care abia apăruse gama asta, l-am căutat cu disperare și bineînțeles că nu mai era, toată lumea era înnebunită să-l cumpere. Dar l-am cumpărat și eu acum, nicio problemă și să știți că îmi place, nu mi se mai electrizează părul de la el. În rest, sper că hidratează puțin așa, parcă netezește firele de păr. Îl aplic, să știți, pe părul umed înainte să-l usuc. Da. L-aplic după baie, pe părul umed. N-am încercat niciodată să-l aplic pe părul uscat, cred, din câte mi-aduc eu aminte. Nu cred că am încercat să-l aplic pe părul uscat, dar dacă o să-l aplic vreodată pe părul uscat, vă anunț, vă spun părerea mea despre el. Și dacă tot suntem la produse pentru păr, am zis să vă arăt și această mască de păr de la Ziaja, în care mai am foarte puțin. A fost un advent calendarul meu special din 2022. Este o mască de păr cu lapte de capră, bunicică. Foarte bunicică, foarte, foarte bunicică, să știți. Mi se pare că nu mi se mai încurcă părul așa de repede, nici nu mi încarcă părul. Și da, e ok. Nu pot să zic că e cea mai bună mască de păr pe care am folosit-o vreodată, dar să știți că este ok la prețul pe care l-are, pentru că după am căutat-o și eu și am văzut ce preț are, la prețul pe care l-are chiar face o treabă foarte bună și miroase foarte, foarte bine. Să vă mai arăt și acest gel cu aloe de la The Same, așa vine să citesc, dar nu știu exact dacă se citește așa, cu 99%, este un Jelly Fresh Aloe, cu 99% aloe vera și arată așa. Eu să știți că îl folosesc și pe față, în loc de ser de față, și pe corp îl amestec cu crema, bine, îl folosesc pe față și după aplic crema mea hidratantă. Îl folosesc și pe corp în combinație cu crema mea de corp. Am citit pe net păreri și mă rog, am văzut că unele fete îl folosesc pe păr și pe scalp. Ce-i drept, n-am încercat să-l folosesc niciodată pe scalp sau pe păr, pe lungimea părului. Dar da, nu știu ce să zic. În schimb, pentru ten mi se pare că este foai. Genial. Și în zona de sub ochi îmi place foarte mult să-l folosesc, mai ales dimineața, pentru că el este rece, nu știu să vă explic, dar este rece, vedeți, este ca un geleu, așa, și este foarte rece și dimineața aplicat în jurul ochilor, și nu mai zic că miroase și foarte bine aloe, deci mi se pare că e un gel bun așa de avut, bun la casa omului, bun la orice. Iubesc această paletă de la Disney, de la Catrice, de fapt, în colaborare cu Disney, vedeți, a mea este cu Malefica. Și ea este o paletă de iluminatoare, dar și o oglindă aici pe undeva, dar n-aș vrea să vorbesc. Are trei iluminatoare, dar din toate aceste trei iluminatoare,
iluminatorul, nuanța potrivită pentru mine este aceasta de aici și anume nuanța Fiery. Pe celelalte două le folosesc ca farduri, le folosesc pe ploape. Mi-am aplicat pe ploape, bine, pe ploape am primul fard acesta pe care l-am folosit și ca iluminator. Iluminatorul vedeți, da? Deci parcă am pielea umedă, fix așa se vede aici. Fai, deci iubesc paleta asta, pe lângă faptul că miroase a, nu știu, a ciocolată, nu știu exact, ce să vă spun că miroase. E, toate sunt super pigmentate, stați așa să vă fac un swatch, deci bam, bam, uitați așa. Și acesta de pe Inelar este iluminatorul servit pentru tenul meu. Acesta vedeți că este deja foarte închis și cel din mijloc. Mai departe, să vă arăt tot o paletă pe care am primit-o de Crăciun. Și este o paletă de la Marionneau care arată așa. Cred că este în ediție limitată de Crăciun și conține 30 de farduri de ploape, 2 pudre bronzante, 2 farduri de obraz, un iluminator și 7 rujuri de buze, 7 farduri de ploape cremoase cu reflexii, o pensulă pentru fond de ten, spun ei, dar nu știu ce să zic, un aplicator cu 2 capete pentru farduri de ploape, o pensulă cu 2 capete pentru buze și o oglindă. Bun, deci arată așa. Și se desface, uite, așa. Și are aici, stați așa, contorc. Deci, are aici, așa, foarte multe farduri. Vedeți ce am folosit, da? Fardurile astea cremoase de aici sunt absolut geniale. Ăsta argintiu și ăsta auriu de aici sunt frumoase rău de tot. Cel mai des, vedeți ce am folosit. Aici mai are un rând. Uite, așa, de fapt, două. Astea toate de aici sunt rujuri. Și acesta este preferatul meu. Se potrivește de minune cu creionul pe care vi l-am arătat mai devreme. Ăsta este un roșu, ceva vișiniu așa mai închis. Ăsta este un roz, ăsta e rozul meu preferat. Acesta este tot așa un roz foarte frumos, am ajuns la tăviță. Ăsta este un roșu sidefat. Ăsta este un tot așa un roșu ceva mai închis și această nuanță de aici, aceasta este foarte, foarte, foarte frumoasă. Ăsta e un iluminator superb, deci credeți-mă, e genial iluminatorul ăsta, ia uitați-vă, stați așa, vedeți, este absolut superb. Aici este un far de obraz pe care nu cred că l-am folosit vreodată, în schimb pe acesta l-am folosit, de fapt blush, nu știu ce am zis, far de obraz, blush, acesta e tot blush, l-am folosit de câteva ori și este foarte pigmentat și foarte roz. Și aici avem două, ăsta e bronzer și ăsta tot un bronzer ar trebui să fie, dar pe acestea două le folosesc ca nuanțe de tranziție și am băgat degetul în fardul auriu. Pe acestea două le folosesc de cele mai multe ori ca nuanțe de tranziție, adică le pun în pliu. Bun, mi se pare foarte tare paleta asta pentru că le are pe toate, adică nu știu ce poți să-ți dorești mai mult. Dar ai absolut tot ce vrei, adică nu știu. Fardurile sunt super pigmentate, îmi place mult ăsta de aici. Fardul ăsta maro de aici, care este un maro închis așa spre negru. Astea două de aici le-am testat, dar încă nu m-am machiat cu ele. Ăsta este un negru cu sclipici, ăsta este un gri așa cu sclipici. Aici la fel este ceva, un fard perlat. Și da, nu știu ce să vă zic, mi se pare că este o paletă ce conține, nu știu, are cam tot ce vrei. Adică și rujuri, și farduri, și blush, și iluminator, și nu-ți mai trebuie nimic. Eu am zis că nu o să mă ating de rujurile astea de aici, dar vedeți că deja am ajuns la tăviță la ăsta. Și cred că și la ăsta o să ajung în curând la tăviță, pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Am zis că o să păstrez paleta asta ca să o am când, nu știu, mă duc în vacanțe, habar n-am, să nu mai trăs toate rujurile după mine. Dar pentru călătorii mi se pare genială și o idee genială de cadou. Adică dacă mă întrebați pe mine, nu știu, am fost tare încântată când am primit-o, adică eram, nu știu dacă se găsește, nu știu dacă se mai găsește de fapt paleta asta în magazin, dar o să o caut și o să vă las link în descriere pentru că chiar e super, super, super utilă, chiar aveți tot ce vreți în paleta asta. Bun, mai departe, un burețel de machiaj care este murdărel pentru că m-am machiat cu el, dar să știți că este acesta de la Wet n Wild, îmi place foarte mult, este foarte pufos, aplică foarte bine produsele, întinde foarte bine fondul de ten și apropo de asta, aveam să vă arăt și o pensulă, dar lăsați să ajungă, uite, vreau să vă vorbesc și despre cum, probabil o să facem un clip de, și în care o să vă arăt cum îmi aplic fondul de ten. Apropo de fond de ten, întâi eu aplic fondul de ten cu această pensulă care este genială. Pensula asta de la Essence, Makeup Buffer Brush, deci dacă o vedeți prin magazine sau așa, nu ezitați să o cumpărați, deci chiar
e super utilă. Aplică foarte bine fondul de ten și produsele cremoase în general, adică eu mi-aplic și anticercul cu ea, să știți, așa prin jurul ochilor. Aplică foarte, foarte, foarte bine și mai întâi mi-aplic fondul de ten cu pensula asta. Am și vedeți și burețelul și pensula sunt murdărele pentru că ce să vedeți, m-am machiat înainte să filmezați, m-am pus să filmez. Pensula asta aplică, întinde foarte bine fondul de ten și mi se pare că nici nu folosesc atât de mult produs. Întind fondul de ten foarte bine cu pensula și după vin cu burețelul ăsta și îl tapotez așa în piele și credeți-mă, nu știu, mie îmi place foarte mult cum se așează fondul de ten cu aceste două ustensile, deci chiar vi le recomand. Acum că o fi pensula asta, că o fi altă pensulă, dar credeți-mă că asta face o treabă foarte, foarte, foarte bună. Vorbind de pensule, vreau să vă arăt așa repede și pensula asta tot de la Essence. Este o pensulă de blending, tot în, mă rog, făcută în colaborare cu Disney și îl văd aici pe regele leu. Da, este o pensulă de blending, mult mai micuță decât ceea ce aveam eu, dar mi se pare la fel foarte utilă. Pot să intru foarte bine în pliul pleoapei aici, bam, 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 și să pun, să contrez foarte bine ochiul. Și da, e și foarte drăguțică ea așa și o folosesc în neștire de când o am. Un blush pe care vreau să vi-l arăt, blush la fel care este. Mie îmi plac mult de tot produsele astea 3 în 1, 10 în 1, 100 în 1. Și în calendarul advent, culmea, am primit acest blush de la The Balm Hat Mama, care arată foarte drăguț, vedeți cum e. E super simpaticuț și îl port și acum. Este blush, dar este și, poate folosi și ca, și ca fard de ploape. L-am folosit ca fard de ploape și este foarte pigmentat. După cum puteți vedea, este rozaliu, foarte drăguț. Să vă arăt și acest iluminator. Deci anul ăsta o să fiu plină de iluminatoare, pentru că am iluminatoare o grămadă. Îmi place foarte mult și acesta de la Essence, Cookies for Santa Baked Highlighter with Cookie Scent, care miroase a cookies, a biscuit, a prăjiturile. Baked with Love 01 Baked with Love se numește. Așa arată. Știți cu ce mi se pare că seamănă? Mi se pare că seamănă cu iluminatorul ăla de la Becca. Acel iluminator de la Becca. Mai departe, vreau să vă arăt și o pudră. Aceasta de la Maybelline, Fit Me, Matte and Poreless, în nuanța 100, doamne, cam uitat ce nuanță e, 110 Classic Ivory. Nu este cea mai bună pudră matifiantă. Deci să vă zic din start că nu este cea mai bună pudră matifiantă. Matifiază pe moment, dar, pe moment, dar după mi se pare că se duce puțin așa din, știți, din matifiere și începe sebumul să iasă la suprafață. Dar îmi place că este foarte practică. Are și oglindă. Asta e... Are oglindă aici, în partea asta, aici, are oglindă aici și are și, bine, pe acesta l-am pus eu, că este dintr-un set și are și burețelul ăsta, dar pentru un retuș așa, pentru că are și oglindă și pentru că are și burețelul cu ea și că putem să o purtăm în geantă și să ne retușăm machiajul, mă rog, habar n-am, să ne aplicăm pudra de câte ori vrem. Cred că pot să trec peste faptul că nu matifiază atât de bine. Bine, matifiază pe moment, dar după trece, adică trece minunea repede. Acest balsam de buze de la Carmex cu SPF 15 cu rodie, fetelor, credeți-mă, am balsamul ăsta de buze de, cred că de 4 luni și nu se mai termină de tot mai am, dar m-a ținut foarte, foarte, foarte mult, este foarte spornic în condițiile în care eu îl folosesc în fiecare zi, în fiecare seară, nu știu, de câte ori simt, nu știu, de câte ori simt nevoie. Al balsam de buze care îmi place și îmi vine să-l mănânc de fiecare dată că îl folosesc, este acesta de la Avon, din nuanța Color Trend, Lash Lips Balm cu berries. Doamne, fetelor, știți cum miroase? Și e și, are ceva sclipici în el, e foarte plăcut așa, drăguț, și iarna asta chiar l-am folosit, lasă și o nuanță drăguță așa pe buze și hidratează, are și sclipici, da, deci îmi place foarte, foarte mult, îl recomand, îmi place, recomand, bun, creme de mâini, haideți să vă arăt niște 3 creme de mâini pe care le am și le folosesc și îmi plac pentru că miros genial. Am două de la Avon și una de la Nuxe. Aceasta de la Avon care este cu berries și miroase, pai, miroase, bine, pe lângă faptul că arată ca un iaurt cu fructe, chiar miroase a iaurt cu fructe și hidratează și foarte bine. Am primit-o de Crăciun,
la fel. A, și pe acesta la fel, l-am primit de Crăciun. Și asta. Și o să vedeți că o să mai am chestii cu fructe de pădure. Deci este cu raspberry, vanilla, orange. A, serios? Avem impresia că e cu ceva... Ba da, cu zmeură. Miroase a zmeură, miroase a tort de fructe. Așa arată. Și mai am una tot de la Avon, care este cu afine. Și asta la fel miroase foarte, foarte, foarte bine. Miroase a prăjitură cu afine. Și asta la fel hidratează. Sunt destul de asemănătoare. Cred că sunt cam din aceeași gamă. Și o mai am pe aceasta de la Nuxe, cu vitamina E, miere și nu știu ce uleiuri. Asta miroase mai... asta miroase a un parfum mai fancy, așa, știți? Miroase a nu știu ce parfum, acum nu știu unde să mai aplic. La fel, este super hidratantă, dar când mă dau cu ea, doamne, deci parcă m-am dat cu nu știu ce parfum. Are un parfum elegant, așa, foarte rafinat, nu știu exact cum să vă explic, dar miroase foarte bine și hidratează foarte bine. Bun. Mai departe vreau să vă arăt un gel de duș pe care l-am terminat, dar trebuie să vi-l arăt în favorite pentru că este favoritul meu și chiar dacă, și nu știu dacă vreodată, eu câteodată mă mai uit la clipurile astea cu favorite, că nu știu ce produse, că n-am nevoie de un produs și nu știu ce să-mi cumpăr, mă uit la clipurile astea cu favorite și văd ce produse favorite aveam aici și zic, băi, uite, poate găsesc, habar n-am, regăsesc un fond de ten sau un gel de duș sau nu știu ce, și de asta vreau să menționez acest produs în acest clip cu produse favorite. Acest gel de duș de la Yves Rocher cu cafea. Știți cum miroase? Deci nu pot. Deci nu pot să vă explic. Miroase genial. Genial miroase. A cafea. Nu știu să vă explic. Miroase genial și atât. Deci nu mă pune să vă explic că miroase a cafea. Da, îl ador. Nici nu usucă pielea. Pur și simplu îți vine să-l mănânci. Dimineața, doamne, deci dimineața se trezește să faci duș cu cafeliciosul ăsta. Credeți-mă, te trezești instant. Dacă tot suntem la geluri de duș, o să vi-l arăt și pe acesta de la Avon cu zmeură, doamne, și asta cu miroase. La fel, l-am primit de Crăciun și... da. Și are și un... nu știu dacă îl vedeți, de fapt îl vedeți. Are un... arată ca un geleu. Cu ce seamănă? Cu... cu geleul ăla de la cheesecake. Doamne, cred că mi-e foame, fetelor. Mai departe, haideți să vă arăt, dacă tot suntem la produse de baie, să vi le arăt. Să vă arăt acest scrub de la Avon pe care l-am primit la Secret Santa. Din gama asta, Far Away The Journey Collection. Mi-a zis mie Manuela acolo că este produsul anului, dar doamne, cum miroase, miroase a parfum, parfum, parfum. Deci că te-ai dat cu parfum după ce îl folosești pe acesta și miroase în toată baia, nu mai zic, și scrăbuiește foarte bine pielea. Scrub cu zmeură. Pe acesta de la Organic Shop. Cu zmeură și... cu zmeură. Cu zmeură, cu zmeură. Da, v-am mai vorbit despre el în Vlogmas, știu sigur. Zic că îmi place foarte mult. Ăsta are particule de... particule scrăbuitoare. Particule exfoliante mai fine și acesta are particule exfoliante mai dure, așa. Într-adevăr, ăsta exfoliază mai bine, dar nu miroase la fel de bine ca acesta. Dar ăsta exfoliază foarte, 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 foarte bine și e foarte gros, așa, grunjos, are textură foarte, parcă n-aș băga mâna acum, dar vedeți că nu se duce deloc. E la locul lui. Să vă arăt două produse de la CeraVe, pe care nu le folosesc în același timp, să știți, dar le alternez așa cumva, depinde de problemele tenului și anume această... acest Blemish Control Gel este un gel cu AHA și BHA. Eu îl folosesc în perioadele în care am probleme cu coșurile. Când mi-apar mie mai multe coșulețe și simt că tenul meu o ia așa puțin razna, încep să-mi aplic acest produs în fiecare seară și credeți-mă că se liniștesc așa apele cumva. Se potolesc, dispar, nu știu, se sperie, monștri, habar n-am. Nu știu, dar face o treabă foarte bună. Are AHA și BHA. Și eu prefer, v-am mai zis că prefer să folosesc produsele care conțin acizi mai mult iarna, toamna. Bun, și acum în această perioadă să știți că folosesc acest ser cu retinol tot de la CeraVe
Este anti-Marx, anti-împotriva semnelor, cicatricilor care au rămas în urma coșurilor. Nu am foarte multe, dar eu ador retinolul și mi se pare că, nu știu, face tenul să arate foarte, foarte bine retinolul. Nu știu, pe mine chiar mă ajută foarte mult și chiar văd o schimbare. În momentul în care folosesc, de exemplu, uite cum e ăsta, când folosesc AHA, BHA, da, nu, când folosesc acizi, mi se pare că tenul meu chiar, adică, nu știu, mi se pare că chiar se vede. În momentul în care folosesc o cremă cu, sau un ser cu acizi, mi se pare că, băi, atunci chiar faci o treabă bună produsul ăla. De exemplu și vitamina C. Eu dacă folosesc vitamina C pe ten, la mine chiar se vede. Adică tenul meu reacționează chiar foarte, foarte bine. Da, la niacinamide nu mai știu exact cum reacționa tenul. Dar nu știu dacă. Dar știu sigur că la retinol și la AHA, BHA, mă rog, acid salicilic, BHA, vitamina C, tenul meu reacționează foarte bine. Adică e foarte ascultător, foarte cumințel când folosesc acizi. Bun, cred că de frică. Mai am să vă arăt un produs și gata. Vreau să vă arăt ceva foarte tare ce am descoperit de curând. Această soluție cu uree de la Balea pentru picioare. Este așa. Balea soluție picioare, soluție baie picioare cu uree. Oferă o curățare ușoară și delicată a picioarelor foarte uscate, textură hidratantă cu glicerină și uree 15%, hrănește și relaxează pielea uscată. Pielea este înmuiată, pregătită pentru pedicură. Mod de utilizare. Adăugați 15-20 ml, echivalentul la 2-3 capace, la 3-5 litri de apă călduță și clătiți picioarele timp de aproximativ 10-15 minute. Apoi uscați-le bine, mai ales între degetele de la picioare. Produs testat dermatologic. Vezi ingredientele. Bun. Ce am crezut eu că face acest produs? Am crezut că îmi exfoliază picioare. Că îmi îndepărtează zona de pe zona, că îmi îndepărtează zona. Am crezut că îmi îndepărtează pielea uscată de pe picioare, în același mod în care o fac șosetele alea exfoliante, știți? Dar nu este așa. Îmi face pielea ca de le hidratează foarte, foarte, foarte bine și îmi place să folosesc soluția asta înainte să-mi fac pedicura. Mi se pare că pot să-mi îndepărtez foarte ușor pielea aia moartă și din jurul cuticula de la unghiile, de la picioare și pielea aia moartă de pe picioare și așa. Mi se pare că, hidratează foarte bine și picioarele și pot să-mi îndepărtez mai bine, să-mi tai mai bine cuticula, să... parcă și unghiile arată altfel după ce folosesc soluția asta. Am cumpărat-o din DM, a costat în jur de 9 lei, dar chiar hidratează foarte bine. Ce pot să zic? Hidratează. Dacă aveți pielea foarte uscată, chiar puteți să încercați și este și foarte relaxant așa să ții picioarele într-o soluție din asta. Așa, miroase și foarte bine. Gata, și acestea sunt produsele mele favorite din ultima perioadă. Doamne, cât am vorbit, îmi ește și sete și foame, cred că m-a apucat și foamea. Am vorbit o grămadă. Trebuie să rezolv cumva să-mi cumpăr încă o baterie la camera asta, pentru că tot timpul sunt... Numai așa vorbesc, de frică să nu mă lase bateria, să nu mă trezesc deodată că mi se închide camera și după aia n-am cum să... Adică am cum să vorbesc, pot să vorbesc de pe telefon, dar se schimbă rezoluția și voi mă vedeți altfel și mă auziți altfel și e mult mai complicat. Dar da. Gata, acesta a fost clipul meu cu produse favorite, primul din anul 2023. N-am mai făcut un clip cu favorite de foarte mult timp și ar trebui să le fac mai, să le filmez mai des, pentru că se strâng foarte multe produse și probabil mai sunt și produse pe care eu le-am iubit, care mi-au plăcut foarte mult, dar pentru că a trecut mult timp de când n-am mai filmat un clip cu favorite, probabil am uitat de ele, nu știu, pe multe le-am terminat, cum am terminat de fapt și gelul ăsta de duș și voiam să-l arunc, de fapt l-am luat din chestia cu produse terminate, da? Se mai pierd așa pe parcurs produsele favorite, dar sper să reușesc să filmez mai des clipul ăsta cu produse favorite. Acum, nu că n-aș vrea să filmez, dar îmi vin alte idei de clipuri și asta le las așa cumva, pentru că e zi, las că o să le filmez eu. Bun. Gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, vreau să vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat, spuneți-mi vă rog și voi în comentarii care sunt produsele voastre favorite din ultimul timp, lăsați-mi un singur produs dacă vreți, ce produs ați descoperit, ce vă mai place, dacă ați folosit vreun produs de aici din astea pe care vi le-am arătat eu, dacă vă place vreunul, dacă voi aveți vreunul și nu v-a plăcut, habar n-am, și da. Gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat și noi ne revedem duminica viitoare sau poate în timpul săptămânii, cine știe, habar n-am că v-am zis că o să
Probabil o să mai avem și clipuri bonus. Dar cel mai sigur o să ne vedem duminica viitoare. Vă pup! Mua! Pa, pa! Să aveți o săptămână frumoasă, extraordinară, splendidă. Poate vine și primăvară. Că ne-am săturat obțin de zăpadă.